istoria Lugojului, ne va vorbi la un moment dat și despre Gabriel Gurean. Dragă Marcela, te rog frumos! Mulțumesc și mă ridic pentru că un dască este întotdeauna în picioare, eu n-am putut să stau la catedră. Da, sunt foarte emoționată pentru că am mai simțit asemenea emoții atunci când a fost prezentarea și lansarea cărții Sfinției sale preotul Muntean despre biserica cu două turnuri, cum spunem noi lugojenii, cea a Adormirii Maicii Domnului. Și atunci am vorbit și atunci am avut emoții și aceste două evenimente sunt indisolubil legate pentru că de la acea biserică, de la acel arbore în jos care leagă cele două ctitorii ale strămoșului nostru, biserica și prima școală românească din Lugoj, prima școală în limba română din Banat a fost făcută de... Da, am spus că avem morții scurte. E șoptesc. Foarte bine, mă bucur. Nu dau notă că șoptit de data asta. Școala cunoscută sub numele de numărul 3 și, bineînțeles, aidoma acelui arbore așa puternic pornește și un arbore genealogic al nostru, de la Gabriel Gurean, care își întinde niște ramuri la fel de puternice și vânjoase pe o zonă întinsă. Eu voi aminti doar câteva puncte esențiale, și anume Susan, Făget și Timișoara, ca să revenim la Lugoj. Bineînțeles, el se întinde acum foarte departe și are și muguri, nu numai frunze, crânci și tulpina aceea vânjoasă. Susan, de ce voi aminti despre Susan? Pentru că acolo a fost preot Samson Petric, care a fost soțul Ecaterinei Treica Petric, strănepoarta lui Gabriel Gurean. Bineînțeles că și Samson Petric a avut o istorie, avea ceva legături cu Avramiancu, din câte știm noi, dar nu insistăm acum asupra acestui subiect. La Susani, în casa străbunicilor și apoi a bunicului ei, fratele bunicii mele, preotul Miron Petric, cred că a fost oglinda aceea fermecată a bunicii, da, a cărei poveste o veți afla din carte, n-o să destăm eu prea multe. Și tot de acolo a pornit Elisabeta Petric Pescariu, care a fost bunica mea, și la Făget a fost locul unde am aflat și eu prima dată despre majestatea sa, regele Mihai I al României, pentru că mie așa îmi place să îl numesc. Am aflat în vacanțele din de iarnă mai ales, pentru că atunci nu aveam voie să mă culc decât după ce a vorbit regele. Cum spunea mătușa mea, încă nu ne culcăm, n-a vorbit încă regele Mihai. După ce a vorbit regele Mihai, poți să te culci. Da, da. Atunci poți să te duci la culcare. Deci acolo a fost locul și acești doi piloni, Susan și Făget, pe care s-a plădit admirația noastră, prețuirea pentru monarhie și, bineînțeles, o iubire necondiționată față de rege. Tot la Făget am aflat niște lucruri care sunt relatate și în carte, dar eu le știu puțin altfel. Ideea este aceeași, cu împotmolirea mașinii majestății sale. Și voi mai spune ceva, pentru că un pământ pe care îl deține familia la Făget și pe care acum voi spune și acest lucru, îl voi dona și sper să fac și actele bisericii
și protopopiatului din Făget, pentru că se află chiar la ieșirea din Făget, în prelungirea cimitirului ortodox. Tatăl meu se afla de multe ori acolo, când era tânăr, fiind născut în 23, m-a zis tata sa în 21, și îl vedea pe rege trecând, trecea într-o mașină, spre săvârșind, bineînțeles, într-o mașină, un tricou de marinar, cu regina mamă Elena alături. Dacă mai avea câteodată o mașină în față sau una în spate, cu două persoane, era suficient. Aici, când a fost, a avut mai multă gardă. Și povestea cu potmolirea mașinii, pentru că știm că regele a fost și un mecanic extraordinar și un pilot desăvârșit. Am aflat povești și despre manevrele pe care le făcea cu avionul, dar la împotmolire, eu știu varianta în felul următor, că un bătrân i-ar fi spus, păi ne pace, dacă nu v-aș dă seamă altădată ce mai scoace și dracu. Apropo de Ana Lugojana, știi, de Ana Lugojana tot la Făget, am învățat-o de la bunica mea. Și apoi la Timișoara, unde a stat fratele bunicilor noștri, doctor Iosif Petric, care a fost primar în anul în care s-a inaugurat și s-a sfințit, da? Catedrala Metropolitană de la Timișoara. Deci suntem legați de familia regală, de regalitate și bineînțeles că mă bucur că am reușit împreună cu colegi, profesori de istorie din oraș, cu domnul Horatiu Suciu, doamna Medina Sămulescu, Mihai Voichescu, să reușim să facem acel concurs despre regalitate. Am avut mai multe ediții, din păcate pandemia ni l-a oprit, dar sper să-l reluăm și să cunoască și tinerii importanța regelui. Este altceva când afli, mai ales când Lia va vorbi și va prezenta cartea, este un cu totul și cu totul alt impact asupra tinerilor, pentru că ei trebuie să cunoască multe lucruri. Nu mai spune nimic decât un despre titlu, am scris și pe Facebook, atât și-am terminat. Este, când am văzut prima dată și n-am fost, că eram în sălaș, eu fiind legată și de acel județ, am zis, este un titlu extraordinar, cu foarte multe conotații, tristețe, mâhnire, dar majestate, tot ce vrei și mai ales surprins așa extraordinar. Mulțumesc!